Salut, sunt Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria mea. Astăzi vom găti doradă în crustă de cartofi la cuptor. Tot peștele de la Lidl este ambalat într-o atmosferă protejată, în așa fel încât să se împiedice dezvoltarea de bacterii. Să începem! În momentul în care curățați peștele de solzi, este important să nu-l curățați în apă și întotdeauna de la coadă spre cap. Și acum să filetăm. Dacă nu știți să filetați un pește, nu e nicio problemă. Accesați canalul de YouTube Lidl România și veți găsi acolo cum se filetează peștele. După ce am făcut puțină ordine, ne apucăm de făcut cartofi. Tăiem cartofii felii subțiri. Dacă nu aveți o mandolină, puteți să folosiți răzătoarea sau cuțitul. Punem cartofii într-un bol. Amestecăm cu smântână lichidă, sare și piper. Puteți să folosiți un mix de piper. Și amestecați. După care, cartofii cu smântână, sare și piper, îi așezăm peste fileurile de pește. Și așezăm fileul de pește pe tavă și punem la cuptor. La 180 de grade, timp de 25 de minute. Dorada este gata. O vom servi în tava în care am gătit-o. Mai trebuie să mai tocăm roșii, măsline, puțin usturoi. Facem o sălățică cu ulei de măsline și punem peste. Usturoiul, câteva roșii. Și măsline. Putem să mai folosim și câteva ierburi aromate, cum ar fi cimbru și rozmarin. Ierburi pe care doar le rupem deasupra. Nu le tocăm, le lăsăm întregi. Ulei de măsline. Și avem sălățica gata și punem peste peștele din tavă pe care așa îl vom servi. Sare și piper la final. Aceasta este rețeta mea de pește în crustă de cartofi. Foarte simplă și foarte gustoasă. Spor la gătit și poftă bună!